120 de consilieri educativi din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Prahova au luat parte la întâlnirea anuală care a avut loc în stațiunea Bușteni. Reuniți în sala Centrului Cultural Aurel Stroie, consilierii au luat parte la activitatea coordonată de Cristina Petre, inspector școlar pentru activitatea extrașcolară și educația permanentă la Inspectoratul Școlar Județean Prahova, care a urmărit prezentarea unor repere metodologice atât pentru activitatea de consiliere și orientare derulată prin ore de la clasă, cât și pentru activitatea educativă școlară și extrașcolară. Nu au lipsit nici informările celor prezenți în ceea ce privește noutățile legate de organizarea programului național Școala Altfel. Este un moment de bilanț în care analizăm activitatea de anul trecut, dar și trasăm prioritățile pentru anul viitor. Sunt onorată că prezența este atât de numeroasă, că interesul celor care se ocupă de activitatea extrașcolară este deosebit și că împreună o să reușim să oferim copiilor noștri activități frumoase, interesante, la care să participe cu plăcere. În calitate de gazde, autoritățile locale au pregătit celor prezenți un program care a îmbinat utilul cu plăcutul. Le-am făcut o invitație la Castelul Cantacuzino, majoritatea fiind în județul Prahova, cunosc orașul Bușteni. Sigur, surprizele vor continua după aceste cursuri și vor avea ocazia să viziteze orașul Bușteni. La întâlnirea de la Bușteni au fost prezenți și reprezentanți ai partenerilor ISJ Prahova, instituții publice, fundații sau asociații, care prin programele prezentate pot oferi elevilor un set de experiențe sociale necesare și utile. S-a avut în vedere și crearea unor oportunități în vederea valorificării experiențelor de viață într-un cadru mai flexibil și deschis, diversificând mediile de învățare cotidiene.